Zeci de cupluri își vor lini luna aceasta destinele. Dacă în iunie au fost înregistrate la biroul de stare civilă din cadrul primăriei Făgăraș 20 de căsătorii, în iulie numărul acesta răiese este aproape dublu. Vârful sezonului va fi în august, când aproape 50 de tinere familii vor spune da în fața ofițerului de stare civilă. Un număr foarte mare dacă ținem cont că luna următoare vor fi două săptămâni de post. Însă multe cupluri nu mai țin cont dacă se căsătoresc în timpul sau la sfârșitul săptămânii. Pe de altă parte, taxa pentru cununie este de 100 de lei. Lei, dacă aceasta se oficiază în weekend, iar pentru taxele, foto și video, în surăței mai plătesc încă 70 de lei.